Federația Română de Karting și-a continuat calendarul competițional din acest an cu cea de-a doua etapă din campionatul național. Întrecere derulată timp de două zile pe circuitul Speed Park din Bacău a fost un bun prilej pentru piloții teamului Real Racing să confirme evoluția foarte bună din runda inaugurală, desfășurată în urmă cu o lună la Târgu Secuiesc. Echipa managerului Constantin Răileanu reușind să acumuleze atunci cea mai mare zestre de puncte. Dintre cele patru clase de putere în care au fost angrenați, sportivii de la Real Racing au reușit să câștige 3, dar au obținut și alte clasări pe podium. La clasa PUFO, rezervată celor de până la 9 ani, învingătorul primei etape, Alexandru Iancu, și-a respectat blazonul și a reușit să se impună chiar dacă în runda calificărilor obținuse al doilea timp. Cele două curse finale, derulate în ultima zi, i-au revenit fără prea mari probleme, astfel că pilotul de la Real Racing își consolidează prima dreaptă a podiumului clasamentului general. Un podium care, în același timp, se poate dovedi și periculos, dar totul e bine când se termină cu bine. A fost foarte bine, n-am simțit nicio presiune. Știam că pot să-l bat pe adversarul meu, Matia. Și... Ești lider după două etape în clasamentul general. Ce îți propui mai departe? Să ies mereu pe unul și să nu pierd niciodată locul. Al doilea pilot al echipei Real Racing, înscris la clasa PUFO, Vlad Cianga, a repetat și el evoluția din runda inaugurală, atunci când a ocupat locul al treilea, aceeași poziție revenindu-i și la capătul etapei de la Bacău, devansat fiind de reprezentantul clubului GMS Performance, Matia Curuia. A fost destul de greu, dar le mulțumesc mecanicilor că mi-au dat, că m-au ajutat să... Mi-am făcut foarte multe modificări la car ca să reușesc să... Să ajung pe un loc mai bun. La clasa de putere mini, rezervată celor de la 9 până la 12 ani, cei trei piloți ai scuderiei Real Racing, Christopher Schlett, Andrei Ponta și Andrei Margărit, ocupaseră în această ordine podiumul la Târgu Secuiesc și evident că aveau șanse la aceleași rezultate. De această dată, runda calificărilor i-a revenit lui Andrei Ponta, iar Christopher Schlett a obținut abia al treilea timp, iar între cei doi piloți s-a aflat reprezentantul clubului BRT, Andrei Carcea. În prima cursă finală, Andrei Ponta a luat startul din pole position, dar pe parcursul manșei a suferit o pană de cauciuc, motiv pentru care a terminat pe poziția a patra, în timp ce colegul său Christopher Schlett a reușit să se impună fără probleme. Așa se face că în manșa a doua, Christopher Schlett a plecat din pole position, iar Ponta Junior din exteriorul rândului al doilea. Cu toate acestea, Andrei Ponta a reușit ca în al treilea viraj să urce pe poziția a doua în spatele colegului său. A fost o luptă roată la roată între cei doi piloți, fiecare trecând pe rând în frunte de mai multe ori. O ultima astfel de manevră a fost în avantajul lui Schlett, care și-a depășit colegul la mijlocul ultimului tur și a terminat învingător. Cu punctajul acumulat în cele două manșe finale, Andrei Ponta a încheiat etapa de la Bacău pe locul al treilea, devansat fiind de Andrei Carcea. A fost un weekend destul de bun, n-am avut probleme, Andrei s-a mai bătut cu mine, dar am rezolvat. A fost bine, doar că în prefinală mi s-a spart o dată și am ieșit pe patru. Dar a fost bine. Așadar, până acum, în duelul dintre cei doi piloți ai scuderiei Real Racing, câștig de cauză a avut de fiecare dată Christopher Schlett. E de groază. De ce? Păi, da, suntem la fel de buni toți, adică numai noi doi. Aflat la primul sezon în clasa de putere mini, Andrei Margărit, campionul ediției 2013 la clasa PUFO, a încheiat etapa de la Bacău în imediata apropiere a podiumului. Pentru mine a fost un weekend bun, ținând cont că a fost a treia mea cursă la această categorie și am reușit să iau locul 4, așa că a fost un weekend bun și cu rezultate bune. Al treilea succes în contul scuderiei Real Racing a venit în întrecerea celor mari la KZ, clasa regină a kartingului, date fiind câteva penalizări, între care și cea a favoritului Mihnea Ștefan, învingător în runda inaugurală. Punctajul acumulat de Eduard Bârloiu în cele două manșe finale i-a adus pilotului de la Real Racing prima poziție a podiumului de premiere de la Bacău. A fost o cursă interesantă, cu multe incidente care s-au petrecut involuntar din partea tuturor piloților. A fost o cursă grea, felicitări
celorlalți piloți. O victorie de moral pentru Eduard Bârloiu, care va aborda cu optimism următoarele 4 runde, rămase până la finalul campionatului național din acest an. Următoarele 4 etape îmi propun să le câștig, dar acum în funcție de și de noroc și de mine. În etapa cu numărul 3 din campionatul național de karting, programată la 19-20 iulie, piloții de la Real Racing speră să își valorifice avantajul terenului propriu, urmând să evolueze pe circuitul AMC Kart din Tunari-Ilfov.